Da, bună ziua! Suntem din nou la raport după o anumită absență și dacă tot e vreme din asta când nu știm că e iarnă, că e primăvară, că e cald, că e frig, mai stăm încă la așezătoare și suntem aici, cei de la Turn TV și Vestea.net, chiar în sala care se numește așezătoare de la Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare. Mulțumim pentru găzduire și putem spune că am mai făcut un nou studio extern. Și dacă tot e vorba și vremea încă de șezătoare, îl avem alături de noi pe un invitat pe care voi încerca eu să-l trag așa de limbă cât pot, dar e greu cu invitații de genul ăsta, o să vedeți de ce. Nimeni altul decât domnul profesor Călin Corai, dirijorul orchestrei ansamblului Floricică de la Munte, de la Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare. M-am chitit așa ca să nu greșesc vreo denumire pe aici, că mă pune doamna director să vin cu mielul după aia dacă greșesc vreo denumire. Bună ziua, bine v-am găsit, domnule Curaie, la așezătura dumneavoastră. De obicei, astfel de discuții încep cu întrebări din alea standard, clișee, ce ați făcut în ultimii 5 ani, 10 ani și așa mai departe. Eu voi spune foarte pe scurt ce știu despre dumneavoastră, după care o să vă las să vă dezvolt. Domnul profesor Călin Corai este născut, e din zona Chișinăului, o să ne spună el exact de unde, e venit de vreo 2 ani în România, e profesor la Liceul Brauner, sunteți un instrumentist sau profesionist în vioară, eu s-ar putea să greșesc niște termeni din ăștia tehnici, și tot din perioada aia, sau la scurt timp, a ajuns și la orchestra ansamblului și imediat dirijor. Nu ați ajuns repede, dirijorul e șeful orchestrei de obicei. A ajuns repede dirijor, ați avut pile la neamț? Nu e adevărat. Adevărat. Într-adevăr, am ceva prieteni în piatra, în oraș, dar nu am nicio treabă cu muzica, cu așa. Am venit la invitația doamnei manager Carmen, Elena Anastase, care am avut după o discuție în care am înțeles ambii că știm ce vrem și știm ce putem face unul pentru altul, am căzut la comun acord ca să încercăm să fiu dirijor. Bine, având și experiență de peste 15 ani, cred că, de orchestră la Chișinău, am cântat în toate orchestrele posibile și imposibile. Stați că deja eu intru în nedumerire, într-o nedumerire asta cu vârsta, de obicei eu necunoscută la femei. Dar dumneavoastră spuneți că aveți experiență de 15 ani. Exact. De la ce vârstă? Fac vioară de 27 de ani. Și acum am 32. Nu se vede, dar mulți înainte. Mulțumim. Deci ați venit în neamț și ați nimerit momentul când directorul acestei instituții căuta un dirijor, un alt dirijor, o altă idee. Da. Iar nu neapărat căuta un alt dirijor, dar vreau dezvoltare, ceva nou. Și știind foarte bine din nivelul de pregătire la Chișinău a orchestraților, a școala rusă. Bine, nu neapărat. Bine, o fie școala rusă. Este o influență bine, o fie, da, într-adevăr. Muzica în cinematografie. Toți profesorii mei au studiat la Moscova. Asta e... Și se vede, eu spun cu... Care nu sunt filorus, dar o spun cu admirație pe ceea ce e bun, că până la urmă fiecare nație și are și Trebuie să luăm de la orice nație și orice experiență, trebuie să luăm doar ce lucruri. Mă uitam că e la modă cu Facebook acum și să rămâne într-una în alta. Clip mai bun, pro prezență la vot, ca ăla care acum e viral și circulă pe net, n-am văzut de când sunt eu, are în el tot, în 2 minute, are artă, cinema, mesaj, forță, dinamică, ancore, tot ce trebuie să aibă un clipuleț să trezească ceva. Exact. Acolo se vede școala. Exact. Ei, iar dumneavoastră aveți în spate Academia de Muzică, sau cum Academia se cheamă? Academia de Muzică, Teatrul și Arte Plastice, da, Grădinul Zicescu din Chișinău. Chișinău. Bun, exact. De ce ați trecut prutul în România? De ce? Asta mai mică. Sunt în neamț, am venit prima dată în neamț, cred că vreo 9 ani în urmă. A fost un impact foarte, foarte mare. Pentru mine e colosal, un oraș perfect, frumos, liniștit, curat, aer curat, apă bună. Asta e foarte important pentru mine. Sincer, am fugit de aglomerația unei capitale, unei... Sunteți crescut chiar în Chișinău? Nu, eu vin de la Bender, de la Tiraspol, de pe malul Nistrului, unde, din păcate, am fugit de acolo ca și...
mi-e greu un pic să povestesc despre asta, pentru că a fost război, a fost, a fost, îi spune istoria, îi spune conflict armat, dar era război, război. Pe bune, era război, să nu, da. Și acum, apropo, pe 2 martie a fost ziua comemorării celor căzuți în conflictul armat de pe Nistru, așa îi spune oficialul, dar a fost urât. Am fugit de acolo ca și... Transfug? Nu, într-un fel sau altul. Refugiați, exact. Da. Refugiați de război, am fugit la, la Chișinău. Aici am... Cu toată familia, toată familia, exact, părinți? Cu toată familia, tot. Părinții cu ce se ocupau până să vină războiul? Părinții, tatăl meu a fost militar, a fost în armata sovietică, cum ar fi, a fost și în războiul de la Afganistan, a fost rănit acolo, na, mă rog, dar de fapt e profesor de istorie. Și a fost și în războiul ăsta din Transnistria? Nu. A refuzat să aibă, direct cum a început tot conflictul ăsta armat, am încercat să fugim ca să nu mai... El a văzut ce înseamnă război și nu am mai vrut să mai... Și ar fi fost un război, până la urmă, fratricid acolo, bine, pentru că... Da, bine, ce război, chiar armata rusă și acolo niște polițiști, niște români care... Cu care încercau... le dăm de întâlnirea la magazin exact, de pâine. Exact, nu, a fost o chestie urâtă, bine, nu mai discutăm pe tema asta. Și am venit în Chișinău, unde am... Familia fiind românească. Exact, da. Părinții mei sunt din Orhei, sunt din un raion, când nu județ, e raion, da. în centru la Codri, din satii vecinii, satii de Răzăși, de fapt, da. De altfel. Și mama mea e asistent medical după profesie, acum e cosmetician. Am venit la Chișinău unde am început studiile la liceul republican de muzică Ciprian Porumbiescu, de la vârsta de 6 ani. Acolo, bine, am făcut un an în Tiraspol, de asta spun că de la 5 ani am început cu muzica. După am terminat, am absolvit liceul, am venit la conservator. De la 6 ani ați început cu vioara? Nu, de la 5 ani. De la vioara. Și la 5 ani vedeați un mic Porumbescu? Cred că orice copil când pune mâna pe vioară și aude Ciprian Porumbescu mai vede un film. Nu e chiar adevărat. În mare parte a fost dorința, marea dorința mamei mele, care ea de fapt a fost mentorul și tot ce înseamnă susținere și asta. Tatăl meu nu prea rezista cu, că știm foarte bine ce înseamnă un viorist mic. E un chinuitor de creier și de... Mama era să tot un militar în familie, exact. Și vroia și unul mai dedicat artei. Nu, în familia mamei se cântă mult, se cântă foarte mult. Mama fiind din 10 frați surori, în care am și mătușa mea este directorul orchestrei folclor de la Chișinău, având și conservator, fiind cântăreață, având niște albume de romanță impecabile, nu că ar fi mătușa mea, dar este un gen de muzică care dispare, din păcate, și s-a transferat. S-a transferat, exact. E normal, până la urmă. Exact, da. Unde ați ajuns la Chișinău? Am ajuns la Chișinău, am făcut liceul de muzică, am absolvit liceul în 2004, după care conservatorul, după care masteratul, tot am făcut muzică clasică. Bine, muzica populară am îndrăgit-o și am început să o cânt de la clasa 7, din clasa 7. Eu cred că la Basarabeni, că sunteți mici, lângă sticla cu lapte, să pune și o porție de muzică populară. Exact. Se cântă foarte mult în familie, începând de la colinzi și terminând cu, nu știu... Și se păstrează filonul ăla de folclor autentic, exact. Nealterat. Exact. De... Bun, oriunde intervin modificări, dar acolo partea alterată e mult mai puțin vizibilă. Da, fiind un popor în a supririi, să-i spunem așa, fiind în... Tot timpul se păstrează mai bine valorile folclorului și valorile... Cum ați ajuns în România? În România, fiind și eu și soția realizați în Chișinău, eram chiar ok. Eu fiind artist, instrumentist, solist, angajat a orchestrei folclor și fiind... orchestra folclor ține de Filarmonica Națională, Serghei Lunchevici din Chișinău,
Sincer, am fugit de aglomerația unii capitale, având un copilaș mic și văzând Piatra Neamț în oraș frumos și curat. Când ați venit în Piatra Neamț, n-ați venit ca un tânăr în căutarea aventurii, cu o valijoară, aveați soție, aveați copil? Exact, am venit aici să ne calmăm. Și nu e greu o translatare de asta pentru o familie? A fost greu de la început, a fost greu pentru un oraș necunoscut. De la locuință, de la exact, de la orice. Cine s-a transferat și chiar de la țară, care vin într-un oraș, oricând, când schimbi locul. Aveați jobul deja asigurat sau după aia ați căutat jobul? Nu. Am făcut naveta mult timp. Am făcut, practic, tot din primăvară. Noi ne-am hotărât că vrem să ne mutăm într-un oraș mai mic, mai compact, mai oameni. Și în România? În România, de ce nu? În România. Mai aproape de munți, mai aproape de priveliște frumoasă, că chiar vorbeam cu ceva prieteni, zic, voi nu știți și ce aveți voi prin prejur. Voi sunteți, v-ați născut aici și nu observați frumusețea din jur. Soția ce meserie are? Soția e... Fără acum mai mămică, înțeleg, să vă trăiască la micul. Da, nu. La micul totuși are 6 ani. Sau nu, 4 jumate. Fetița, am o fetiță de 4 ani. Fetița, da, mersi. Având masterat în economie, lucrând la bancă, ajungând în concediu de maternitate și-a dat seama că ar vrea să facă ceva altceva. Mama, fiind cosmetician, a îndrumat-o în această direcție. Și acum este specialist, zic eu așa, la un salon din oraș, că să nu facem publicitate. Da, este un specialist în domeniul cosmeticii, adică e cosmetician, e make-up artist și da, tot suntem cu arta, oricum. Deci când veniți pe scenă, un ochi critic a trecut exact. Deja ținuta și da, exact. Foarte interesant. Bun, vă întrebam eu un... Stimați, să vă fac o confidență. Prima oară când stăm de vorbă față în față, noi ne vedeam cu treaba lui, exact. Eu cu treaba mea, de obicei meseria mea se încurc pe ei, asta e viața. Am discutat doar pe Facebook acum câteva zile, punând la cale discuția de astăzi și mai v-am întrebat dacă discutăm sau nu, dacă doriți, de Basarabia, România. Deja discutăm fără să vrem, că da. De acolo ați plecat încoace. Și întrebându-l pe domnul Corai cum vede unirea posibilă sau nu Basarabia-România, România-Basarabia, mi-a dat un răspuns care mie mi-a rămas așa gen titlul. Mai țineți minte? Da, normal, e un răspuns care l-am eu în suflet, care nu pot să-l uit, nu am nicio... Basarabia cu România este unită, cum au spus și mulți, foarte mulți filozofi ai timpului de astăzi. Unirea nu o face, nu o să facă doi demnitari, nu o să facă, până la urmă, nici scuza nu a făcut-o unirea, unirea a făcut-o poporul. Asta dar mi-ați mai spus mie o chestie legată de dumneavoastră. Eu m-am unit cu România, eu am făcut alegerea mea. Asta mi-a spus domnul Corai pe Facebook când discutam pe chat. M-a zis, doamne, eu m-am unit cu România că sunt aici. Exact. Am avut așa un 10 m-am secunde. M-am unit cu România când am cântat imnul României primind cetățenia bine meritată în urma tuturor momentelor istorice și evenimentelor istorice din trecut. Ne-am redobândit cetățenia, așa e, da. E statutul oficial. Și atunci când am cântat imnul României, primind, spunând jurământul, dându-mi jurământul țării patriei mamei, de fapt, a fost un moment foarte, foarte frumos și personal foarte important pentru mine. Dincolo de momentul ăla oficial, încărcat și de emoție, dar și de partea oficioasă, că există. Când a fost, știu eu, prima emoție trăită ca trăitor în România, când, nu știu, ați cântat o melodie pe o scenă din România și parcă arcușul ăla pleca mai singur și simțeați ceva pe șilas. A fost un moment, eu fiind la Florcică de la Munte, fiind din octombrie, printre primele evenimente, de fapt, a orchestrei care le-am considerat eu importante pentru noi, pentru toată lumea, a fost sărbătoarea de 1 decembrie, care e o sărbătoare ziua frumoasă, e Ziua României, s-au cântat foarte multe... În 2016, înțeleg. 2016, nu, 2016, exact. Da, 2016. 1 decembrie 2016 a fost o sărbătoare frumoasă, a fost o sărbătoare, un program a orchestrei format doar din melodii patriotice, care sunt niște perle ale folclorului, ale, de fapt, în patrimoniu României, patrimoniu țării, nu-i neam,
fără melodiile astea patriotice. Nu există. Nu știu dacă ați avut ocazia vreodată să vedeți și să auziți. Dacă nu, sigur o să aveți. Tot în 2016, undeva în iarnă, a fost în Neamț un cor care are 100 de ani, deodată cu Unirea. Corul bărbătesc de la Finteușul Mare. Este un cor cunoscut în România, este patrimoniu UNESCO, a fost înființat în anul Unirii, Finteușul Mare fiind un sat dintr-un oraș, un oraș cel mai mic, Sătuce. Comuna Șomcuta Mare, există o înfrățire a comunei Tașca cu... Și corul ăla a fost în Neamț în 2016, în decembrie. Și au ei și un colind, celebru colind cu domnilor de astăzi, să vă apuce frica ale lui Iler, preluat de la Tudor Gheorghe. Da, da. După care o trupă folk din zona a mers anul trecut la Șomcuta Mare. Apropo de cântece patriotice, noi românii, după atâția ani de comunism, la un moment dat am avut un pic de alergie la patriotismul ăla socialist impus, care ne-au făcut mai reticenți. Ei, când îi vezi pe bărbații ăia, 30-60, în funcție de formula care urcă pe scenă la o deplasare, cântând un cântec de la patriotic adevărat românesc, cam simți. Da, da, cam simți. Și eu sunt convins că o să mai vină Neam și o să vă sugerez să vedeți că merită. Eu am avut privilegiu, mergând și la Șomcuta Mare anul trecut, să mă duc într-o școală care a fost închisă și care l-a fost alocată lor de mulți ani, care e ca un fel de cuib de vulturi, adică închipuiți-vă niște săli de trei ori mai mare cât asta, vreo două, trei, o școală, trei, patru săli, transformată în sală de repetiție, sală de nu știu ce, deșezătoare, pline cu fotografii, cu... Chiar am pozat și am zis că o să scriu, n-am mai apucat să scriu, cu momente, de la diplome până la poze, nu știu, cu Vănușneagu, cu Păunescu, cu activiști comuniști, cu activiști capitaliști și așa mai departe. O istorie întreagă într-un cor bărbătesc. N-avem, Neamț, poate o să vă gândiți vreodată. Poate. Vorbeam cu organizatori de spectacole și impresari din showbiz. Un cor bărbătesc este o minune, pentru că atunci când îți cad boxele, e singura reprezentație care se poate auzi din exact, public. Exact. Ca și un ansamblu, ca și o orchestră, depinde câte alămuri ai. Exact. Dacă o duci pe fanfară sau... Da, da, da. Sunteți totuși un tip tânăr și apăreți și mai tânăr ca imagine. Doamne ferește, eu nu vă pun la îndoială nicio secundă, nici profesionalismul, nici în artă, nici în management. Totuși conduceți o orchestră. În general, despre membrii unei orchestre, place, nu place, se știe că sunt mai independenți ei așa. Ei, având și joburi part-time, mai o nuntă, nu plâng așa de mult de disperați după o leafă de la o instituție tot timpul ca alții. Nu e greu pentru un băiat care arată așa de tânăr și frumos și drăguț ca dumneavoastră să-i țineți în mână pe... Nu e greu, dar nu-i țin în mână, să știți, nu-i țin în mână, am mână de fier și asta. Bă, încerc să conving oamenii că binele nostru depinde de binele fiecare să ne facem treaba și pentru noi însăni și pentru comunitate. Adică în momentul în care eu îmi fac treaba mea și e bine pentru mine și e bine pentru vecinul meu, o să fie totul bine. Orchestra sună într-adevăr mai bine atunci când suntem toți prieteni, suntem toți într-un pumn, într-o suflare, într-o mână de dirijor, dacă vreți. Că nu m-am simțit eu niciodată dirijor. Am fost colegi cu băieții, am discutat orice fel din probleme, fără ciondăniri și fără nu există un colectiv, asta e clar, dar fiecare vine cu argumentul lui și atunci ajunge la un numitor comun. Important să ajungi la un numitor comun să meargă treaba înainte. Suntem la câteva zile după una din acțiunile importante, tradiționale, ale Centrului pentru Cultură, Festivalul pentru Copii și Tineri, Florile Ceahlău, exact. Ediția 30, cred. Jubileară, exact. Eu am trecut așa un pic pe la această manifestare, într-una din zilele finale, că au fost vineri și sâmbătă și duminică gala, dar la Târgu Neamț gala, erați acolo și mi-am pus întrebarea, domnule, oamenii ăștia cântă cu niște concurenți. Suna bine. Vă pupați, cum se spune. Era clar că au fost repetiții, măcar cu o parte din ei. Exact. Deci, oficial a stat în fața publicului 3 zile, da. Plus repetițiile, au fost înainte, în aceleași zile. A fost 2 săptămâni de repetiții
zilnice, dimineața până seara. Cu ei sau cu... Fără, doar orchestra. Dar v-au trimis orchestra. Piesele. Ne-au trimis parturile cu mai mult timp înainte. De când au câștigat, au intrat exact, în final. Exact, au intrat în... Bun, după au trecut preselecție. Repetați o partitură, după un negativ sau... Nu, după negativ, exact după partitură. După partitura așa. Respectivă, dar... fără solist. După aia vine solistul, ăla respiră. Nu contează, totul este indicat în partitură. Dacă partitura e scrisă corect... Dar dacă solistul mai face o floricică? O... Nu face nimica. N-are dreptul. Este document. Avem partitura, document. Bun, dar amprenta fiecăruia... Nimic. Totul e strict. Totul e strict. Partitura să scrie, dacă o scrie un profesionist, să scrie foarte corect, foarte citeț, să scrie absolut orice suflare, orice ce. Absolut. Și atunci când alt profesionist citește asta partitură, când vine solistul, n-are nicio fel de face problemă. Face pirueta, dar vine tot cu stângul pitobă. Exact. Pitoba mare ca la armată. Exact. Cum e să, totuși, ați cântat pe scenă acum 80 și ceva, dar îi dă deoparte pe instrumentiști. Au fost vreo 60 ceva de soliști vocali, dacă nu greșesc. Mai mulți. Au fost 70. Vreo 70 și... Cum e în 3 zile, în 2 zile de final, dăm gala, deja erați repetiția da. Repetiției. Da, da, da. În 2 zile să ai 70 de soliști cu care cânți aproape în premieră. Da, nu, nu a fost o problemă. Am făcut o repetiție, eu aveam nevoie doar să știu câte strofe cântă și atât. În rest e simplu. Asta vorbesc de, dacă ai experiența de orchestră care te învață multe lucruri, te învață foarte multe lucruri și atunci îți vine mai ușor să lucrezi cu soliștii. Ei își fac treaba lor, noi ne facem pe noastră. Plus atenția maximă atunci când se cântă. Foarte mult atenție, concentrație. Da, eu spun bun, că noi ne-am dacă încercat. Solistul face totuși o piruietă vocală, îl prindem, îl vede dirijorul pentru că el după aia da, eu sincronizează exact. cu orchestra. Eu fac conexiunea dintre orchestra și solist. Și având și avantajul că aveți și instrumentul, de fapt, dați din instrument, nu musai din mână tot timpul, din ce am văzut. Ar fi mai comod pentru mine să dau din mână, dar e bine și cu instrumentul, totuși. Ce v-au spus după aceste zile de repetiție și concurs cei cu care ați repetat, cântat pe scenă și erau de la țânci până la... Exact. Nu au comentat nimic. Nu, ne-am felicitat într-adevăr pentru o muncă și eu spun că e o muncă destul de grea și destul de... un volum de lucru foarte mare. A fost vreun rateu al orchestrei? Care să pună în dificultate... Nu, ca să pună în dificultate solistul, nu. Ba. Adică în concurs am fost impecabil. Da. Bun, pe de altă parte, eu am văzut concursuri, bun, fără a fi de acord cu unele exagerări, în care solistul a spus, ok, aș vrea să reluăm, nu mi-a plăcut. Și n-a fost nicio problemă, fiind concurs, se înțelege, se poate greși, scapă unul. Am făcut la repetiții, înainte de fiecare zi de concurs, am făcut repetiții cu fiecare solist care a venit de dimineață. Am stabilit niște puncte reper care am trecut odată piesa, dacă au avut ceva de spus, n-a spus nimeni nimic, da, slavă Domnului, pentru că au fost bine, au fost chiar bine, ca tempouri, ca executarea tuturor pasajelor și tuturor, na. Având avantajul că odată ați repetat cu ei, fără juriu, da. După ați cântat cu ei în fața juriului, fără să vrei, în momentul în care ești profesionist, începi să-ți faci propriile clasamente alegerilor pe care îi introduci și îi sprijini în concurs. Bine. Au bătut clasamentele lui Călin Corai cu clasamentele lui Nu am reușit să fac clasamente pentru că fiind un volum foarte mare de lucru, nu reușeam, eu reușeam de la un concurent la altul să mă concentrez la următorul. Bine, dar tot ai chestia, doamne, fata asta sună bine, fata aia la n-am când pic. Să mă gândesc la asta. Nu a fost timp pentru asta. Când cânta concurentul 2, noi eram concentrat să văd ce am de făcut pentru piesa cu orchestra, cu acompaniament de orchestră. Chiar n-am avut timp. Plus că mai este o problemă. Cei ce se aude în față, în sală, îi una și noi avem monitoringul care ne auzim absolut altceva. Noi avem doar controlul. Solistul îi doar de control. Nu poți să-i apreciezi la justa valoare calitățile vocale sau profesionist. Chiar n-am făcut niciun clasament, absolut. Spunea la un moment dat cineva pe net zilele astea după festival, mulțumim orchestrei conduse de Călin Corai, celor care sunt în ansamblu,
dar și unora noi pe care i-ați adus special. Da, au fost invitați, am invitat... Ați văzut că pândesc totul pe Facebook? Da, nu, dar nu-i secret asta. Da. Au fost invitați, într-adevăr, care ne-au ajutat foarte mult, au fost... Păi la atâția soliști, mă gândesc că la unul trebuia să sune și un instrument, poate, pe care nu-l aveați? Mă gândesc că în afară. Nu neapărat, am întărit orchestra cu forțe noi, forțe... Și apropo, am vrut să mai adaug la ce a spus dumneavoastră cu un clasament. N-am făcut un clasament, dar îi clar, vădit, că au sunat, au interpretat și au fost mai siguri pe ei acei care au avut partiturile bine scrise. Pentru că atunci când e scris totul corect, noi avem timp să repetăm, să învățăm și atunci îi avem cu ce să-i susținem mai bine. S-au simțit mai bazați. Vorbeam mai devreme de clipuri. Un clip bun, un clip nu va fi niciodată bun dacă nu are scrisă regia dinainte. Exact. Și fiecare totul este pregătit din timp. Corect. Ce faci? Dar atunci când vin cu partiturile sau nu prea bine scrise... Mai improvizăm noi, dacă așa mai... Improvizăm, dar pe improvizare nu te poți baza. Nu, niciodată. Adică, eu deodată le-am spus la concurenți, nu vă supărați, este așa o lege nescrisă. Cum e scris, așa se cântă. Cum e scris, așa se aude. E scris bine, se aude bine. Nu e scris acolo ceva, e scăpat, acolo ceva, noi nu avem timp să ținem minte. Noi trebuie să citim partitura, exact. Corect. Spuneați de plombele aduse în... Da, am întărit cumva... Cu ce instrumente? Cu viori, în primul rând, viori, pentru că au venit doi violoniști din Suceava, am avut, Mihai Scotos și Oana Bunduc, Oana Bunduc fiind elevă, dar eu spun că e o elevă foarte bună și foarte bun violonist. Mihai Scotos e un nume în Suceava, care îl cunoaște multă lume, fiind un violonist de forță, făcând și el conservatorul și masteratul la Chișinău, de unde și ne cunoaștem, de fapt. Deci tot fratele al nostru de peste Prut. Exact, nu, el din Suceava, e sucevean, dar au făcut studiile la Chișinău. Au fost doi elevi de-a mei, care le spun și eu mulțumesc, Alex Bulai și cu Simeon Chiorescu, unul e clasa 9, altul e clasa 11-a, foarte care frumos. M-au ajutat și m-am simțit chiar, chiar bine. Iar chiar eu bine. Cred că și pentru ei, ca elevi de liceu de clasa exact. 9, e o realizare să urci pe scenă cu un ansamblu, cu orchestră, la un festival... Bine, că a fost și foarte așa pentru ei, pentru că era și profesorul lor în față care aude. Da, da, bine, dar le spun mulțumesc, într-adevăr m-a susținut băieții. Și eu cred că deja și-au tras o notă, fiind acolo. Nu, că e una festivalul, e alta și programul liceului. Dar la școală nu premiați și partea practică? Primeam partea practică, și mai frumos examen decât pe scenă în concurs. Nu, sunt proful dur care programul școlii trebuie să fie pregătit, pentru că este spre binele lor. Corect. Aici e o practică foarte bună pentru ei, dar totuși programul școlii, liceului, muzică clasică, e muzică care te dezvoltă, prin care îți cunoști instrumentul. Dacă nu îți cunoști instrumentul, n-ai ce faci în altă muzică. Adică trebuie să-ți cunoști instrumentul și atunci ai prins ușurință și în alte genuri de muzică, jazz, folclor, orice. Să vezi liceul de artă și apropo de profesori, dirijori, șefi de ansamblu, de tarafuri, noi mai avem aici la Piatra Neamț, cred că, să nu-i greșesc eu numele... Isidor Rusu. Isidor Rusu, venit tot din zona Basarabiei, exact. Integrat foarte bine în comunitate, la rândul lui cu mici trupe de liceu sau de adulți, așa, care are aceeași seriozitate exact. Și aceeași dăruire în ce venind faci. La liceu, în primul rând am vorbit cu dumnealui, vă dați seama, m-a îndrumat și mi-a spus ce trebuie să fac, ca să pot să ajung și să ajung bine în liceu ca să reușesc totuși, pentru că e un post greu de primit și au fost nevoite examene, toată lumea știe de procedura asta care trebuie să te încadrează într-un liceu. Discuția asta nu vom vedea decât noi, nu știu, 2-3, 3.000, 5.000, 10.000 de oameni. Dacă ați fi directorul liceului de artă, ce-ați schimba acolo? N-aș fi directorul liceului de artă. Doamne, asta e o muncă titanică. Îi mulțumesc domnului Albă Mihaiță, că domnul director, nu știu, eu nu știu cum să discut cu dumnealui cu toate astea. Bun, dacă ați fi.
Dar nu știu, nu m-aș, nu n-aș fi. nu mă bag. Dacă ar fi să cere să se schimbe, aș fi ministru, nu știu, sau ce, orice. Aș vrea un sediu mai mare. Un sediu mai mare, dar pentru că... Dar acum e împrăștiat între trei sedii. Bine, dar nici... chiar și așa, e foarte multă lume care dorește să facă artă și nu prea avea unde. Stau copiii pe holuri, așteptăm să... Nu neapărat pe holuri, dar sălile sunt foarte mici. Și vorbim de studiu individual pentru un liceu de artă. Exact, pentru că nu fac... Eu personal fac ore cu doar o persoană. Nu fac toată clasa 30 de... Dar uitați... Uitați, vă dau dreptate, nu v-am făcut directorul liceului. Mulțumesc. Așa. Și v-aș întreba acum dacă ați fi director la Carmen Seculare, ce ați îmbunătăți aici. Iarăși, nu îmi doresc postul director. Deloc. Bun, nici nu mi, da, pentru că nu mi-l doresc, nici nu m-am gândit niciodată. Și acum n-aș vrea să spun ceva pentru că chiar nu m-am gândit asta. Denumirea de orchestră, așa, pentru grupul pe care îl conduceți, nu-i totuși prea pretențioasă, pentru că fără supărare și nu vreau să sune altfel, dar e mai mult un fel de taraf, frumos, bun, nu zice nimeni cum, adică orchestră, știi, de la, zic eu, de la 70, 100 de oameni. Bine, orchestra... acum, da, vorbim de noțiuni diferite, într-un taraf, totuși taraful e mai mic, totuși, da. E vorba de... Asta e orchestră mai mică sau un taraf mai mare? Exact, da, eu mai bine aș spune orchestră mai mică, nu că neapărat sună, dar sună orchestră, totuși orchestra dar revine... Nu contează că sună... Revine și din sunarea, un taraf se cântă mai mult după niște reguli ale auzului, după așa. Dar în mare parte, eu îi spun orchestră. Prefer să-i spun orchestră. Și totuși ce ați schimbat în instituția asta să fie mai bine și pentru instrumentiști și pentru dansatori cu care la fel interacționați? Da, încă nu mă deranjează absolut nimic. Este nevoie de foarte multă muncă. Dacă nu un director, măcar o secretară schimbă în ceva. Nu schimb nimic, absolut. E foarte bine. Colectivul, apropo, a fost chiar foarte, foarte implicat în... Și vreau să-i mulțumesc din tot sufletul. Am primit o susținere enormă. Mă împingeau din spate că orice aveam nevoie era la secundă efectuat. Și profesioniști adevărați. Chiar le mulțumesc deci a venit băiatul ăla de peste Prut. Nu, o familie fugită, plecată din fața războiului, după aia plecată din fața aglomerației urbane, ajunge în România veche, Vatră, ajunge și își găsește și un job, mai găsește unul, chiar pe o funcție de conducere și e ajutat. E un fel de poveste frumoasă. E o poveste frumoasă, într-adevăr, pentru că și eu, fiind mai modest așa de fire, am încercat doar să ajut, n-am venit cu reguli noi, am venit doar cu experiența mea care o am și m-am împărțit cu toată lumea. Și cu băieții din orchestră. I-am ajutat să cânte mai bine, poate, nu știu, așa cred eu, sper că așa e. Chiar și am avut o lucrare un parteneriat și lucrăm foarte bine și cu doamna șefa ansamblului, cu doamna Didile Popovici, care e un profesionist desăvârșit în domeniu, care a reușit să aducă ansamblul ăsta pe scenele mari și cu dumneai încercăm să facem un lucru frumos. Dumneai pe partea dansurilor, eu cu ce pot să ajut cu pe partea muzicii, să îmbrac în sonor, să îmbrac orice spectacol. Aș mai avea o întrebare, cred, înainte de final. Am mers la multe evenimente, inclusiv din astea sociale, umane, nu știu cum mă trebuie. Domnule, într-un județ, cu atâta folclor, cu atâția meseriași, violoniști, acordeoniști, parcă uneori ții dor să vezi un spectacol ăla, care are loc și la nuntă e un spectacol, susținut de niște artiști, formație, orchestră, nici nu mai contează cum se cheamă, sau măcar într-o pauză, să ia unul vioara în mână și să facă un recital de la, nu știu, 3 minute în care să treacă prin 7 melodii. Da, nu, asta... De ce oare nu există curajul ăsta al recitalului tip potpuriu, să-l numim? Nu știu să spun, pentru că... Am întrebat un maestru și mi-a spus, ține de curaj să se asume la așa ceva. Ține de curaj, într-adevăr, ține de curaj să ne... Nu știu acum să dau o explicație, eu fac recitaluri, n-am... În care treceți prin 7-8-10 melodii? Da, exact. Bun, alea trebuie legate, trebuie... Exact, bine. Asta e o tradiție frumoasă în Chișinău, la anunț și la evenimente private, să fie un recital de vioară sau de un alt instrument, sau chiar
chiar toate instrumentele, faci fiecare câte o piesă. Exact. E o chestie, o tradiție frumoasă. În care artistul își arată desăvârșirea și în mod individual, da, nu individual, numai la echipă. Corect, dar iarăși nu poți cânta singur, fiind acompaniat de colegi. Da. Păi care un ritm acolo. Da, eu sper să, nu știu, să aducem doar gânduri și doar tradiții frumoase. Stimați respectatori, ne apropiem de final și cu părerea de rău că astăzi l-am prins pe domnul Corai fără vioară, dacă știam, aduceam eu una și îl chinuiam un pic. Durează când veți vedea acest material filmat, înregistrat, montat, va fi montat nu prin tăiere, ci prin adăugare. Noi vom adăuga, noi, Gabi Munteanu, mogulul de la Turn TV, va adăuga acolo niște inserturi din spectacole, probabil chiar și de la festivalul de folclor pentru copii și tineri. Ce credeți? E mai greu să fii instrumentist, șef, dirijor decât moderator? Eu cred că fiecare profesie, fiecare vocație e foarte grea. Atunci când te implici... Nu știu, simt că nu v-am pus o întrebare pe care ar fi trebuit să o pun în economia discuției noastre. Care să fie aia? N-am de unde să știu. Da. Ei, am încercat și eu mare. Da, și era întrebarea clasă. Doamne, ce întrebare nu v-am pus una? Mie nu-mi place. Ne-am apropiat de final. Mulțumim invitatului nostru, domnul profesor Călin Corai. Mulțumim Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare, uf, ce lung e numele ăsta, pentru găzduire în sala șezătoare, o sală interesantă, cred că o să mai folosim așa, dacă nu ni se cer o chirie prea mare. Mulțumim celor care ne-au privit în acest moment al difuzărilor. Veți vedea acest interviu în format video pe Turn TV, în Vestea.net, în Vestea o să mai cipim noi și o știre două așa mai mici. Și ce să vă zic, succes în continuare, să vă fie bine și în familie, pentru că e nevoie. Mulțumim. Ce va face aia mică? Bine, momentan la grădiniță. Bun, ce va face în viitor? Ce va face? Ce a luat din tavă la tăierea din moți? Mulți prieteni m-au întrebat, o faci muzicant? Măi, eu sper și trebuie să fac om din ea. Ce va fi ca profesor, ca profesionist, nu știu, n-am de unde să știu. Da, interesant, important în viață să ajungem toți oameni și exact. Să rămânem oameni. Exact. Poate vă mulțumim, rămâneți în continuare cu Turn TV, cu Vestea.net, Daniel Vinca și din spatele butoanelor și a imaginilor Gabi Munteanu vă spunem numai bine.
din Mărai și bineînțeles tot băieții de orchestră, pentru că au susținut componenții în această seară. Vă mulțumim și felicitări!